acuzator. Ne apropiem pe ziua cea binecuvântată, când vom zbura la Tatăl în stole, când vom privi pe norul de slavă scânteiată, pe Cel ce-a smuls la viață și neamul și iudei. Și totuși, noi aleși acestei generații, în pragul întâlnirii cu mirele divin, tot parcă nu cunoaștem noi cei chemați, noi frații, amețitoarea slavă a harului de plin. Cândva, mai sus de ceruri, la tronul de lumină, cel poartă heruvinii sub arc de curcubeu, au fost chemați odată în sfat frățesc să vină toți cei trimiși în larguri ca fii de Dumnezeu. Scripea în sfera sfântă veșmântul lor ferii, pe când Iisus la dreapta privea spre suveran, iar undeva din goluri cu haină de întuneric, purtând un sac de suluri, venea încruntat Satan. De unde vii, Satana? L-a întrebat prea înaltul. De pe planeta Terra. O, Deida, la eu, neprihănit ca dânsul și drept, nu-i nimeni altul și tu mi-l scrii zadarnic în negrul tău Hristos. Și-a dat răspuns Satana, știu eu, îți poartă el respectul cu gând smerit, vrăjin? Sau pentru atâtea daruri, atâta bogăție și atâta mari de turme de care câmpul-i plin? Dar ea întinde-ți mâna și atinge-te de avere, atinge-te de carne și lasă-l gol și frân. Și vei vedea cum omul cu ultima putere te va huli în față pe margini de mormânt. O, bietul om, țărână! O umbră înșelătoare, un rob pe care îl cumpăr la cel mai ieftin preț. Aceasta ți-e făptura ce merită îndurare? Ai semăna nădejde și ai secera dispreț. La ce mai ții, stăpâne, pământul pe orbită, când sul legii tale e tot mai încărfelit? Coloane de păcate le scriu într-o clipită și clipa următoare nădejde întrit. Așa vorbi Satana și apoi, pe îndelete, el arătă prăpădul ce neacă tot ce-i sfânt. Și sprijinindu-și vorba pe sute de versete, cerul sfârșit o sânda întregului pământ. Veți întristate la ascultat soborul, vai, ce venim, ce ură era în tot ce-a spus. Și dacă în orice inim lovea acuzatorul, mai mult decât oricine, era lovit Iisus. Căci El era cuvântul care a chemat lumina, care a luat țărână și a plăsmuit pe om și acum cerea vrăjmașul ca preț la toată vina, mai mult decât blestemul din Deuteronom. De atunci, trecură secoli, ca nori peste catarguri, și într-o zi un înger trimis din înălțim chemă din nou toți fiii lui Dumnezeu din larguri la tronul de lumină ce stă pe heruvin. Dar în alta sferă era o sărbătoare, o voioșie sfântă, un freamă de nespus. Pe miile de fețe erau sclipiri de soare și un rai de bucurie pe fața lui Iisus. Cântând un salm de slavă cu inima ferice, Iisus privea la Tatăl cel fără de început. Și mâinile lui sfinte aveau o cicatrice și un semn scăldat în raze cum nu s-a mai văzut. Dar iată, vechea umbră cu vine de conturul, acum cu ochi de groază, cu pas șovăitor, Satan purtând în spate un negru sac de sururi, din nou urcă din goluri și se arătă în sobor. De unde vii, Satana? Brăzdă un glas tăria. De pe planeta Terra. De unde vii, Satana? De pe planeta Terra, răspunse crun Satan. O, ai văzut pe Petru, pe Ștefan, pe Maria, ce sfântă-i Magdalena,
ce înflăcărat Ioan. Ioan? Maria? Petru? Dar varul pe perete de când nenorocirea m-a ajuns pe calvar, îi scriu mereu în sunuri cu sute de versete și cer acum o sânda și celor de sub har. Cum? Îndrăznești să întuneci lumina mea curată? Te încumezi tu a pune pe fiii mei sub legi? Și ți-ai luat frântarea să chemi în judecată familia mea sfântă de împărați și regi? Nu-ți mai cunoști notarul? Sau nu te prinde teama? Iisus a dat o plată de sânge. Ce mai vrei? Ți să domnești? Domnește! Vei da odată seama, dar nu-ți întinde dreptul peste copiii mei. Dar legea ta e sfântă, vorbi acuzatorul, și eu pentru dreptate mă zbucium și insist. Cum? Harul nu-i dreptate? Nu-și are plătitorul? Sau legea e mai tare ca sângele lui Crist? Stăpâne, doar o lege rămâne și ea cere un procuror integru, sever și priceput. Cum? Peste fiii slavei ai vrea să-ți dau putere? Jos chiara de pe legea iubirii Belzebut, un semn făcut cel veșnic și oștile de îngeri asupra lui, Satana se aruncare în stol și sulurile negre de abateri și de înfrângeri, rupându-le fărâmă, le risipiră în gol. Și iată că din cerul cu neagra lor ninsoare, fărâmele acestea pe vânturi au plutit și undeva departe le aștepta o mare și apele uitării de veci le-au înghițit. Și cum priveam la mare ce se zbătea adâncă și ultima fărâmă pierea ca un suspin, am tresărit la gândul că nu pricepem încă amețitoarea slavă a harului deplin. Amin.